De la Chișinău la Cernăuți și de la Cernăuți, prin asociația lui Vasilie Băcu, am ajuns la Suceava, fiindcă am avut o expoziție la Universitatea Ștefan cel Mare. M-au primit foarte frumos doamna Ardelean. Cu Grigorie Năsoi am ajuns în sfârșit prin consilierul din Rădăuți la Rădăuți, pe baza cântecului Cernăuți, cânt cucu în Cernăuți, ca să se audă în Rădăuți. Eu am fost foarte des în Sankt Petersburg. Nu știu din ce cauză, chiar catedrala din fața galeriei amintește de orașul ăsta, nu democrat, dar atât de cult prin arhitectură, prin tot asta, amintește de Sankt Petersburgul cel vechi, de cândva, de pe timpul lui Petru I, curat, amenajat, dar când am mai fost împreună cu scriitorul Andrei Breaban la Biserica Bogdăneștilor, zic, domnule, eu sunt aproape de Ștefan cel Mare. Numai că Ștefan cel Mare era cu 500 de ani în urmă. Și eu visam de acolo, din Basarabia, ca să ajung la mormântul lui Ștefan cel Mare, trecând prin Rădăuții dumneavoastră. Și Rădăuții este un oraș atât de curat, atât de aranjat, atât de frumos, când vine uneori, zic, îi spuneam la colegii mei că las Chișinăul, Basarabia și vin la români, frații mei români din Rădăuți. Maestre, am o surpriză pentru dumneavoastră. Rădăuțiu fiind mândru de faptul că dumneavoastră ați venit astăzi să expuneți la noi, vreau să vă invit oficial, în numele municipalității rădăuțene, să fiți unul din membrii taberei de pictură care va avea loc în anul 2024, în luna iunie, înainte de zilele municipiului Rădăuți, și lucrările pe care le veți realiza în tabără să fie expuse de zilele municipiului Rădăuți alături de ceilalți pictori care participă în tabără. Cu mare plăcere venim, domnule, lăsăm Basarabia, Moldavă, dar cred că sperăm până atunci poate să facem și unirea cu patria mamă, fiindcă suntem acolo între Nis și Prut, dar cu dorul și cu dragul de România Mare. Și cu mare drag să vorbim în aceeași limbă, exact cum sunt și în Ucraina români, sunt în Maramureș românii ucraine, sunt basarabeni români, ca să vorbim în limba mamei, limba cea română, aici la Rădăuți. Aici, aproape de Putna, de Putna lui Ștefan cel Mare, pe care noi nu mai visam ca să ajungem să vedem locurile pe unde a luptat Marele Ștefan prin acele 40 de războaie care a reconstruit, a construit mănăstiri și biserici. Eu sunt foarte fericit că m-am reîntors la patria mamă și m-am reîntors acasă. De acasă, vorba lui Stănescu, a venit acasă, printre frații români. Dincolo de această invitație și de invitația pentru rădăuțeni de a vă vedea lucrările în galeria de artă, v-aș întreba dacă lucrările sunt cu vânzare, dacă cineva ar vrea să cumpere un tablou. Știți, asta nu e de reclamă, dar cred că pentru așa ceva s-ar putea de mai făcut o conversație de suflet și de concepția locală. Deci aici sunt, să vă spun așa, la panotarea acestor lucrări pe care le aduc de la Sighetul Marmației, la Borșa, la Bișeul de Sus, la Suceava și în sfârșit am ajuns la Rădăuți. De la Rădăuți vreau să ajung spre Botoșanii lui Eminescu, să ajung la Piatra Neamț și acolo să facem o expoziție amplă prin alte lucrări, 50 de lucrări care se află acum în Cluj. Și le adunăm împreună și vreau să fac la Palatul Național, acolo unde stă Ștefan Călare, cu buzduganul și cu sabia spre Basarabia, ca să scoatem sârma ghimpată de acolo, de la Prut, și să vorbim românește, să cântăm, să dansăm, să petrecem cu tradiții și obicei de moș-strămoș, care
n-au uitat de România Mare.